se constată întâlnită majoritatea Consiliului Local, astfel că declar ședința publică de astăzi deschisă. Pentru început o să supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința din 24 aprilie. 25, după care o să trecem pe proiectul ordine de zi. Dacă sunt obiecțiuni vis-a-vis de procesul verbal din data de 25 aprilie, dacă aveți de ridicat obiecțiuni. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se constată că procesul verbal de ședință din 25 aprilie a fost votat în unanimitate. În continuare, vom trece la proiectul ordine de zi, dar înainte de a trece la proiect, aș propune să fie suplimentat cu două puncte, respectiv punctul 6 și punctul 7, privind alegerea noului președinte de ședință pentru următoarea perioadă și punctul diverse, am zis eu. Dacă o să supunem la vot. Pentru noi, consilieri, lipsa soplin, nu? Da. Păi da, asta a fost ultima, de acum să ia... Deci nu, da. Pentru ce era consilier lipsă, spuneți. Păi da, care nu au venit. Care nu au venit. Deci, da, din punct de vedere legii spune clar. Lipsa mai mult de 3 ședințe. Nu ne spune neapărat 3. Spune mai mult de 3 ședințe. Da, 3, 4... Da. Bine, spune mai mult. Lipsa mai mult de 3 ședințe. Minimul 3. Minimul 3. Na. Bun, atunci, o să, dacă propunerea pe care am făcut-o cu punctele la ordine de zi, o să o supunem spre votare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se constată că s-a suplimentat proiectul ordinei de zi cu punctul 6 și 7, respectiv punctul 6, alegerea președintelui de ședință pentru următoarea perioadă, punctul 7 va fi punctul diverse. În continuare, o să trecem la supunerea la vot a proiectului ordinei de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se constată că proiectul ordinei de zi a fost votat în unanimitate. În continuare, vom trece la prezentarea proiectului ordinei de zi de către domnul primar Celu Botezan. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 124 din 19.05.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Vârstănești, județul Bacău, în data de 26 mai 2017, orele 13, la sediul primăriei Comunei Vârstănești, în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru privind acordarea de sprijin financiar pentru cele 8 parohii ale Comunei Vârstănești și pentru Mănăstirea Naștere Maicii Domnului, Caracleu, inițiator, primarul Comunei, Botezatul Gelului. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Vârstănești, județul Bacău, inițiator, primarul Comunei, domnul Botezatul Gelului. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Vârstănești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei, domnul Botezatul Gelu. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării unui autoturism marca Dacia Duster pentru buna desfășurare a activității primăriei Comunei Vârstănești, inițiator primarul Comunei, domnul Botezatul Gelu. Punctul 5. Completarea declarațiilor de avere și de interese ale aleșilor locale. Punctul 6. Alegerea președintelui de ședințe pentru următoarea perioadă. Și punctul 7. Diverse. Vă mulțumesc, domnule primar. O să trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Astfel că o să dau cuvântul domnului primar să ne prezinte proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pentru cele 8 parohii ale Comunei Vârstănești și pentru Mănăstirea Naștere Maicii Domnului Caracleu. Primarul Comunei Vârstănești, județul Bacău, având în vedere solicitările preoților parohii. Vă rog la propunere, dacă se poate, pe articole direct și pe sume. Da. Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru cele 8 parohii și mănăstirea în localitățile Comunei Vârstănești, în vederea completării fondurilor proprii necesare pentru întreținerea și funcționarea acestor unități de cult cu venituri reduse pentru construirea ori repararea lăcașelor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor ce le aparțin după cum urmează. Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului, 100.000 de lei. Biserica Sfântului Împărat Constantin și Elena, 11.000 de lei. Biserica Sfântul Gheorghe, sat Vârstănești, 11.000 de lei. Biserica Sfântul Ilie,
Comuna Bârsănești, 11.000 de lei. Biserica Domnului Maicii Domnului, sat Brătești, 11.000 de lei. Biserica Sfânta Treime, Caraclău, 11.000 de lei. Biserica Sfântul Arhanghel Mihai și Cadrițalul, satul Albele, 11.000 de lei. Biserica Catolică, 7.000 de lei. Biserica Evanghelică, în satul Albele, 7.000 de lei. Articolul 2. Se aprobă regulamentul privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Comunei Bârsănești, unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform anexelor 1, 2 și 3 și faptului în prezenta hotărâre. Articolul 3. Alocarea sumelor prevăzute la articolul 1 în prezenta hotărâre se face de la capitolul 6705, alte servicii în domeniul culturii, recreierii și religiei, din hotărârea Consiliului Local Bârsănești numărul 17, prin 0104-2017, pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei pentru anul 2017 și încheierea exercițiului financiar al anului 2016. Articolul 4. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire la primarul Comunei Bârsănești prin compartimentul financiar contabil de dezvoltare, investiții și achiziții publice. Vă mulțumesc, domnul primar. O să trecem în continuare la dezbate. Cine să înscrie la cuvânt? Domnul consilier Anei Felix este primul. Cum a fost, vă rog? Cine mai dorește? Domnul Vărlan Vasile, domnul consilier Vărlan. Cine mai dorește? Altcineva? Da, domnul Ane, aveți cuvânt pe, la punctul 1. Observ la repartizare aici că la Bârsănești, la zona centru și Bârsănești sud, se dau separat atunci pe mijloc. Și am căzut de acord să se dea doar într-un loc. Nu l-am îndouă cu 11.000. Ședință dată. Continuați. Păi atât am vrut să spun. Deci, da. Doar într-un singur loc. Nu l-am îndouă cu 11.000. Și la Bârsănești și la Vlădos. Așa s-a cerut în ședința de altă trecută. Parcă știu, când m-am abținut... Nu contează, vorbesc eu acum. Sperăm, vă rog frumos. Deci când... Aveți dreptul fiecare la opinie. Când am vorbit ce am vorbit, așa s-a spus. La fiecare preu, o sumă în valoare de 11.000, indiferent care, una sau 10 biserici. Mai doriți? Nu, atât. Da, mulțumesc. Domnul Vărlan, aveți cuvântul. Da, nu înțeles, domnul Vărlan. Vă referiți direct la proiect. S-a dat pe biserici, s-a împărțit bani. Pe biserici. Nu, s-a împărțit pe parohie. S-a împărțit bani pe biserici. Așa? Păi înseamnă că fiecare preot își face 10 biserici în sat sau în comun și ia bani să vrea. Mai intrați în dialog, vă rog. Vorbiți fiecare cu opinia fiecare. Vă rog frumos. Deci s-a împărțit pe biserici. Dialogul interzis. Și aș dori ca cei care au făcut prin actele să îi primesc primesul să iei și bani. Deci care a făcut actele, da, am înțeles, da. Primesul primesc să iei și bani. Acum s-a registrat. Da. Am înțeles, așa o să-și... Asta e propunerea. Da. Mai dorește cineva să facă alte propuneri pe marginea acestui proiect? Apropo de... Vă rog, spune. Și azi, domnul Vârlan. Rugămintea mea este alta. În iulie, preotul de la Gura, voi sfințește biserica. Văd că aici un loc de așa s-au dat la două biserici, una la mână. A doua la mână. Cine a depus primul proiectul să-și ia banii? Totuși, haideți să-l ajutăm până sfințește el, să-l ajutăm și pe el. Cu cine stăm putințe, să-și ia și el banii până atunci. Nu-l lăsăm la urmă. Ca opinie personală, dar pentru că sunt mai puțin de lucrat. Deci, totuși, noi am discutat-o aici. Doamne, noi nu alocăm sumele pentru preot. Pentru parohia. Noi alocăm sumele pentru obiectivul bisericii, pentru locașul bisericii. Este nevoie la toate bisericile, să știți. Eu știu, dar n-am spus că nu. N-am zis că nu. Aici este chestia. Nu. Nu, vă rog. Deci, noi normal, așa cum sunt domnul președinte. Noi nu putem să alocăm bani fără acte. Dar nu a spus nimeni că fără acte. N-a spus nimeni. Dacă se grăbește, noi suntem de acord cu ce zici tu. Chiar dacă o depus altcineva, un alt preot înaintea lui actele, îi dăm lui la așa bani. Dar să vină altul. Am stabilit prioritate, o ia gura voi, așa să vină. Dar să vină bani și așa sunt pentru toți, deci nu e o problemă. Să vină cu actele, nu-i problemă. Să vină cu actele, chiar dacă vine ultimul, nu-i problemă, tot nu-i dăm întâi, dar să aducă documente la... Pe interesul lui. De asta trebuie să ajutați preot, ca să facă actele cât mai repede legale, ca să poată să-și... Dar sunt prevăzut ce altceva, dacă v-ați dat proiectul de hotărâre. Deci noi vrem să dăm, că știi că trebuie bani. Dar sunt prevăzut din proiectul de hotărâre. Adică merge o tempă și am luat șerpă. Da, măi, da. Acum vorbim ce se dă. Uite, au putut să facă acte și să zic. Păi problema lor nu este.
Bine, asta nu-i treaba noastră. Cum să grăbesc? Da, dar nu putem. Dar noi am ajutat și... Dar eu l-am înțeles pe el. Ce sau nu ce-i mâța în grădina noastră? Suntem noi vinovați. Da, dar eu l-am înțeles pe el că a zis să ajutăm. Păi dar ajutăm. Da, dar condiția s-a făcut acte. Până pe în iunie. Da, cât mai e? Un pic. Domnul Felix, încă o dată, mă exprim încă o dată, că mă repet. Deci prioritatea o va avea Gura Băi, că așa am stabilit cu toți, domn primar, așa am spus, prioritatea va avea parohia Gura Băi. Sigur că da. După care se va aloca la fiecare biserică, de asta vă spun, noi alocăm pentru obiectivul bisericii, nu pentru preotul paroh. Că noi puțin interesează preotul, poate să ai 10 biserici, dar sunt enoriași în zonă, care sunt înregistrați, mă gândesc, la preot. Da, e spus, dar bineînțeles, da. Mai sunt alte dezbateri? Doriți să mai participați la dezbateri cu alte propuneri? Nu? Sunteți de acord să încheiem dezbaterile la acest proiect? Bun. Atunci încheiem dezbaterile la punctul 1, ordine de zi, și o să supunem la vot proiectul de hotărâri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se constată că primul punct al proiectului ordine de zi a fost votat în unanimitate. Vom trece la punctul 2, ordine de zi. Îl rog pe domnul primar să ne prezinte proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării statutului de funcție al aparatului de securitate al primarului Comunei Bârsănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere dispozițiile articolului 107, alineatul 2, litera A, din legea numărul 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, expunerea de motive a domnului primar Bătătatul Gelul. Citire la propunere domnul primar în acest moment. Se aprobă modificarea statutului de funcții pentru... statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești prin transformarea funcțiilor publice de execuție consilier achiziții publice și inspector urbanist clasa 1, ambele debutant în gradul profesional de asistență. Punctul 2. Transformarea funcției publice vacante de inspector clasa 1, grad profesional superior, din cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri, executări silite, în referent clasa 3, în grad profesional, asistent și aplicarea prevederilor anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 68 din 26-12-2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017. Conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre, articolul 2. Prezenta hotărâre se va comunica primarul Comunei Bârsănești, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și a prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform prevederilor legale. Vă mulțumesc, domnul primar. Vom trece în continuare la dezbateri pe marginea acestui proiect. Cine se înscrie la cuvânt? Dacă nu se înscrie nimeni la cuvânt, vom supune la vot proiectul din hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, se constată că proiectul de la punctul 2, ordine de zi, a fost votat în unanimitate. Vom trece la punctul 3, ordine de zi, și îl rog pe domnul primar să ne prezinte proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, județul Bacău. Articolul 1. Da, se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, județul Bacău, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul Comunei Bârsănești prin aparatul de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărâre se va comunica primarul Comunei Bârsănești, prefectul județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform prevederilor legale. Vă mulțumesc, domnule primar. Doamna secretară, doriți să faceți vreo mențiune, să ne prezentați pe scurt regulamentul sau dacă doriți să faceți? Ați văzut că e de mare timp. Da, da. Da, știu, dar dacă doriți pe ansamblu, pe ansamblu. Deci, ce pot să spun? Deci, exact, punctual, la fișa postului, cu sarcină, răspunde, așa, exact, și cu modul în care compartimentele sunt alunate persoanei care răspunde direct de coordonează. Da. Conducerii primării, exact. Primarul ce are în subordine, secretarul, exact. Vicele și așa mai departe. Exact, da. Da, vă mulțumesc. Să fie cât mai elaborat, da, înțeleg. Vă mulțumesc. Vom trece în continuare la dezbateri pe marginea acestui proiect. Cine să înscrie la cuvânt? Dacă nu se înscrie nimeni la cuvânt, vom supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?
Se constată că proiectul de hotărâre de la punctul 3, ordine de zi, a fost votat în unanimitate. Vom trece la proiectul de hotărâre numărul 4 și rog pe domnul primar să dea citire proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziției unei autoturisme Dacia Duster, necesar pentru buna desfășurare a activității instituției. Propune. Articolul 1. Se aprobă achiziția unei autoturisme marca Dacia Duster, necesar pentru buna desfășurare a activității primăriei Comunei Bârsănești. Se aprobă casarea autoturismului Nubira. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin aparatul de specialitate. Și articolul 3. Prezenta hotărâre se va comunica primarul comunei Bârsănești, prefectului de sub Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform prevederilor legale. Vă mulțumesc, domn primar. O să dau cuvântul domnului viceprimar să ne prezinte raportul compartimentului de specialitate. Aveți cuvântul, domnul vice. În cadrul activității pe care o desfășoară Primăria Bârsănești, are relații de colaborare și îndrumare cu instituțiile județene, prefectură, Consiliul Județean, Agenția Județeană de Finanțe Publice, Direcția Generală a Asistenței Sociale, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale, Casa de Asigurări de Sănătate, Trezorerie și mai multe instituții. Totodată, mașinile sunt folosite pentru intervenții de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunii. Pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor care se ivesc în activitatea de zi cu zi, salariații instituții se deplasează la Bacău sau Onești ori de câte ori este nevoie pentru depunerea de documente, instruiri și alte probleme în interesul serviciului. La ora actuală, instituția deține autoturism marca Dacia Logan în fabricație 2005, care a fost achiziționată prin transfer fără plată de la Camera Deputaților în anul 2014, autoturism marca Suzuki Ignisan în fabricație 2004, care a fost achiziționat prin transfer fără plată de la Direcția Generală de Finanțe Publice la Ghida în anul 2009 și un autoturism Lubina în fabricație 2005, care a fost achiziționat prin transfer fără plată de la Consiliul Județean Bacău anul 2011, toate având peste 300.000 de km. Deci, în acest moment, durata normală de serviciu a expirat. Autoturismul marca Nubira nu mai este funcțional datorită faptului că motorul s-a stricat, iar cheltuiala cu reparațiile este foarte mare. Propun casarea acestuia. Anual se cheltuiesc sume importante pentru reparații, întrucât autoturismele se defectează foarte des, cu cheltuielile pe care le efectuăm pentru reparații aproape că ne cumpărăm una nouă. În aceste condiții ne-am propus ca în anul 2017 să achiziționăm un autoturism marca Dacia Duster nou pentru a reduce aceste cheltuieli. Având în vedere cele menționate mai sus, propun spre aprobare achiziția unui autoturism Dacia Duster din excedentul anului 2016. Vă mulțumesc, domnul viceprimar. Vom trece în continuare la dezbatere. Cine se înscrie la cuvânt? Deci domnul Stanciu Georgescu este primul. Mai dorește cineva? Domnul Vârlan Vasile. Mai dorește cineva? Domnul Anei. Da. Domnul Stanciu, aveți cuvântul. Deci având în vedere când avem mașini luate, noi nu putem da la programul ăla. Am așteptat. Zați. Poți să vă răspunzi? Deci este varianta cu programul ăla, dar atât de costisitor este că aproape te lași pe gubaș. Uite, vedeți Dusterul ăla din drum? Îi luați, este luat pe firmă. Băiatul la noi lucrează la IT, deci el la aproape un an și două luni ca să poate să-l ia prin rapă. Da? Mai doriți? Altă metodă nu este? Deocamdată nu. Sau cu orice străi. În rate, rabla sau direct cu banii. Este foarte bine că aducem o mașină la primărie, că noi și așa. Primăria Bârsănești în urmă cu capitolul ăsta. Elegiul are de 2 ani de zile. Da, sigur. Sunt de tare cu mine. Da. Mai doriți? Nu. Domnul Vârlan, aveți cuvântul. Este foarte bine să achiziționați această mașină, că chiar este nevoie de mașină 4x4. Avem drumuri, cum ne avem. E un incendiu. Și topografia zonii de așa natură și topografia localității. Foarte bine că s-a gândit conducerea pentru achiziționare. Chiar nu arca. Primăria și să intrăm și noi în domnul. Da. Mulțumesc, domnul consilier. Domnul consilier Ane, aveți cuvântul la punctul 4. La denumire, la raportul asta, după ce l-a făcut, trebuie modificat acolo autoturism tip marca Dacia Duster sau echivalent, potrivit legilor achizițiilor publice. Când intrăm la alte minuni după aia. Va crede cineva că nu vrem să luăm Suzuki, Mitsubishi și altele. Deci punem sau echivalent. Bun. O să doresc să iau și eu cuvântul la acest atât. Domnul, deci dați-mi un tip împreună. Adică ideea este în felul următor. Am văzut în proiectul de hotărâre pentru necesitățile primării. Ar trebui să modificăm acest proiect, să trecem și ale Consiliului Local. Da, suntem instituții diferite și dacă să ajunge într-un litigiu,
atunci va fi foarte greu să mai obținem autorizare de folosire a autoturismului. Deci aș dori, dacă se poate, și propun, dacă doriți să modificăm, o să supunem și la vot propunerea, să se denumească și pentru primărie și pentru Consiliul Local. Deci, această propunere o să o supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, se constată că proiectul de hotărâre de la punctul 4 se modifică și va fi completat și cu și pentru Consiliul Local Bârsănești. Da, și bună și propunerea, domnule. Da, și bună și propunerea. Da. Păi, s-o supunem la vot și propunerea domnului consilier Anei Felix. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, se constată că și propunerea consilierului Anei Felix cu echivalent, Dacilogan sau Dacia Duster sau echivalent, s-a votat în unanimitate. Deci, dacă am reținut bine, autoturism tip marca Duster sau Dacia Duster sau echivalent. Ceva va apropa. Sau echivalent. Deci sunt modificații, domnul primar, proiectul de hotărâre cu cele două simptome. Și acolo la Consiliul Local. Și Consiliului Local. Aici, da. Deci, care, deci autovehiculul are foaie de parcurs, are documentele, în momentul în care oricare consilier sau oricine dorește sau, da, să se deplaseze în interesul instituției, va prelua documentele, va consemna în foaie de parcurs. Categorie, da. Da. Vă mulțumesc. La alte dezbateri, dacă mai sunt. Mașinile este, am o întrebare pentru două zi. Mașinile este care îmi ziceți că defecte se poate vinde. Bineînțeles, da, da, dar... Așa ar trebui. Da, da, deci da, se poate, se poate. Poate, poate să le iei piese de schimb, da, dar în care te recuperăm niște bani, da, decât la fermei. Da, deci, la fermei, prin casare, deci prin casare, domnul Jurescu, deci autovehicule casă nu se pot să fie și revândute. Da, 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 se punem la dosar, da, bine, o factură. Păi da, dar bine, să se pune tot prin vot, prin proiectul. Trebuie păstrat una, trebuie păstrat una pentru muncitorii. Cu pom, cu deplasare, mai sunt încă două. Și cu Duster o să fie trei. Da, da, una poate să fie asta, dar una trebuie păstrată. De exemplu, cum aduci cu remorca, cu tractorul de tuns iarbă, cu pompă de apă. Da, da. Deci una trebuie păstrată. Da. Mai sunt dezbateri la acest proiect? Mai dorește? Sunteți de acord să încheiem dezbaterile la acest punct? Da, se constată că au fost încheiate dezbaterile la punctul 4 ordine de zi și va fi supus proiectul spre votare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se constată că proiectul de hotărâre punctul 4 ordine de zi a fost votat în unanimitate. Punctul 5 este o activitate de execuție din partea aleșilor locale, adică mă refer la consilierul local să completeze declarațiile de avere și de interese, asta nu este proiect de hotărâre. O să trecem peste el. Că asta o să ne ajute. Da. Eu le-am primit. Dar le are fiecare. Eu le-am primit. O parte din noi le-am primit. Chiar nu știu. Cine nu are? Cine nu are? Sigur că toată lumea are. Asta da. Cine nu are? Nu, nu are. Ai, da. Da, da. Da, deci o să trecem peste punctul 5, că asta este activitatea de execuție a consilierilor. Da. Deci am și informația de da. O să trecem la punctul 6, ordine de zi. Și o să supunem spre propunere alegerea noului președinte de ședință. Având în vedere că avem două grupuri de consilieri, grupul consilierilor PNL, grupul consilierilor PSD și mai sunt doi, eu și cu domnul Plănaru, care nu ne-am afiliat la niciun grup, aveți dreptul la propuneri. Vă rog să faceți propuneri pentru următorul președinte de ședință. Domnul Georgescu este primul. Mai dorește cineva să mai facă propuneri? Domnul Plănaru. Da. Domnul Georgescu, aveți cuvântul pentru propunere. Eu propun pe Vârlan Vasile. Deci domnul Georgescu propune pe domnul Vârlan. Domnul Plănaru, pe cine propune? Pe domnul Ienache. Nu, eu o să fiu plecat în perioada asta. Rămâne domnul Vârlan. Adică sigur o să fiu la atunci, din partea din era să fie. Da. Să
ia la grupul PNL. A, când îi vine regulatul ăsta, așa, da, așa, bun. Acum, o să supunem la vot propunerea domnului consilier Georgescu pentru alegerea președintelui de ședință, următorul președinte, din domnul consilier Vârlan. Cine este pentru? E supărat. Cine este împotrivă dacă se abține cineva? Se constată că viitorul președinte de ședință va fi domnul consilier Vârlan Vasile. Da, vă mulțumesc, domnule consilier. Vom trece în continuare la punctul 7, care îl denumim noi diverse. Și o să începem aceeași metodă care am mers de fiecare dată. O să începem pe rând. Dacă domnul vici lângă mine, chiar dumneavoastră lui dau cuvântul primul. Da, chiar nu știu ce să încep. La diverse, dacă doriți, în calitatea dumneavoastră de consilier. Da, în calitatea mea de consilier, ați văzut, ne-am apucat de montatul de atelier. Am terminat Bârsănești și Caraclău. Urmează ambele, fiind mai mic, urmează că terminăm mai repede. Așa, după aia Brăteșul. La Brăteșul o să fie o mică problemă, o să montăm lampele numai pe stâlpii care sunt drepți și credem noi că nu se intervine la ei. Că dacă le montăm, le demontăm, s-ar putea să se repete. Așa. Altceva. Am început... vom începe un pic și cu balastrarea unor... balastarea unor drumuri. Și am început achiziția. Așa. Ce să mai zic? O să începem și cu... Vrem să cadastrăm niște drumuri. Dacă vedem acum când ne mai avem de bani. Așteptăm proiectul ăsta cu drumurile astea de la PNDR. Da, nu. Să mă întrebați, vă așa că ne răspund. Da. Domnul Blănaru, aveți cuvântul pe punctul divers. Da. Săptămâna viitoare am inițiat, așa cum am cerut data trecută, să facem o comisie pentru drumul Caracalului. O să merg la domn primar, în calitate de consilier al satului, pentru că suntem legați acolo, să discutăm situația, că de ce în ce drumul se strică de tot. S-a lăsat pe partea dreaptă, e dezastru. La fel și drumul și asfaltul, acolo la Fure, poate tot se lasă. Tot așa, acolo va fi un pericol. Da, o altă problemă, de ce facem cu Arconia asta? Iar și astăzi m-am abordat în stație, să dăm drumul acolo la apă. Ei n-au mai cultivat pământul, n-au folosit pământul pentru că stă apa așa. Deci plătim impozit și degeaba, noi nu folosim. Să vorbim cu Mihai acolo, să dea drumul, să poată să dea drumul la o gaură, ca să iasă apa. Cum era scurgerea veche. Pot să vă răspund? Deci acolo a fost, am vorbit și cu Neatitelul, am vorbit și cu nevastă sa. Au zis că își asumă ei răspunderea să dărâme șanțul din spatele casei din Lunea Vasile. Noi am vorbit cu oamenii aia, sunt de acord, urmează să achiziționăm țeava, trebuie să băgăm una de PVC, că nu este prea largă și să nu se înfunde. Aia de PVC alunică tot, deci nu se defunde. Singurul ăsta noi nu putem, avem cum să ne băgăm în spatele casei lui și să-și dărâme acel șanț care l-a făcut mult, mult, mult mai sus decât unde e problema cu apă. Eu am fost acolo, am văzut situația, dar și cred că este cu 40, ce mai bine, 60 cm mai sus șanțul față de unde trebuie să vină apă. Deci ea se scurge până la un anumit nivel, dar după aia nu se mai scurge. Da, ei, familia Arbonii vor, Titel, vor completa cu pământul. Așa și va rămâne Arbonii Vasile în apă. Da. Dacă nu își dărâm șanțul. Da. Deci ăla după spate. Da. Nu știu ce a fost în capul lor când l-a ridicat așa sus. Ăla trebuia săpat un pic în pământ, băgat șanțul la nivel. Ei l-au turnat deasupra pământului. Deci de la nivel, mai în sus. Șampanare nu. Deci chiar dacă ne înțeam, șampanare nu să se scurte. Asta în șanțul ăla. Aia trebuie săpat și... Da. Da. Mai sunt alte probleme, domnul... Atât. Vă mulțumesc. Domnul consilier... Eu am câteva întrebări. Dacă se poate. Dacă există bani, domnul primar, hai să punem mâna să facem danele de care... Am vorbit după câteva ori noi la ședință cu pentru foc. Păi, 40 de tone, rezervoare. Da, nu știu cum să răspunde domnul primar, vă răspund eu. Cred că, sincer, să fim anul ăsta nu reușim. Deci să spun că... Da, una, așa mai fi o problemă. Trebuie să prindem, cum să, ați văzut că anul ăsta am întins bugetul ăsta așa cum am putut, ca să dăm și la biserici. Și nu au mai rămas bani. Eu am zis dacă așa, sunt... Da. Dacă dar sunt, la anul, dacă e, nu mai sunt bisericile, poate reușim. O altă întrebare, domnul primar știe. Noi avem groapa aia de gunoi de acolo, care a acoperit-o în iulie
am văzut că e gata. A ajuns la finit. Acum lumea care acolo și a făcut pe izlazul ăla, nu pe izlaz, acolo la groapa aia de gunoi s-a făcut vai de capul ăla. Trebuie venit cu buldorul lui Mihăiță, care are și el buldorul al nostru de la primărie, s-a luzat acolo și a pus placardele care am stabilit. Da. Nu se mai aruncă gunoi, că n-are rost, toată lumea care acolo. După aia ar mai fi o problemă care stă pe creier sfățit, hai să luăm niște măsuri cu Doamne ferește, am văzut ce s-a întâmplat prin Oltenia aia, pe acolo, cu inundații, cu inundat casă. Hai să intrăm o dată pe apele astea, pe râul, să vedem ce se întâmplă. Trecut au venit și de la apele României. Am chemat în zonă. Da. Au venit reprezentanți de la apele României. Au luat albea râul, și pe la vale, și pe aici, și pe dincolo. I-am adus și la o preotese, acolo în spate, unde se rupe. Nu-i jucărie cu treaba asta cu oamenii, ce au pus sălce și au pus sălce, sunt mari în mijlocul apii. Deci el se tot întinde și vine cu toporul, vine, noi ne ducem cu poliție, ne ducem organizat, noi tăiem pe albea părăului să nu existe. Dar, domnul consilier, deci albea părăului aparține ca domeniu apelor române, nu? Știu. Ei sunt proprietari, nu-i proprietari nimeni. Da, așa este cum spuneți dumneavoastră, domn președinte. Da. Păi da, și atunci cum trebuie să mă rog de ei să dai copacul din mijlocul apei? Noi am fost. Și am avut necate. Domn Fido, ei nu au să intervină la... Ei le aruncă, spune, deși este la ei în cadastrul lor, deci ei au extrazitate funciară pe ea, ei spun în felul următor, domnule, noi nu avem bani, abia reușim să întreținem albeile mari, adică de, cum s-ar spune, trotul șaslău, care... Râu. Noi pentru astea nu. Dar, dacă doriți să interveniți fără a face sistematizări. Adică sistematizare înseamnă diguri, toate astea. Noi vă dăm adresă, vă dăm voie să interveniți. Noi nu avem bani. Eu fac o altă propunere. Eventual puteți să faceți un protocol de colaborare cu apele române, frumos, stabilit toate obiectivele în acel protocol și se poate interveni la decolmatare pe toate părăile și pe toate afluențe și a părăilor noastre. Ei, pe porțiunea pe care au fost, ne-au deja venit avizul, ne-a venit avizul favorabil, puteți interveni fără sistem. Ca să avem, știți, ca să avem în spate și o acoperire legală. Facem un protocol semnat frumos și puteți interveni pe albia rău. Și ca să avem o acoperire cu drumul care, găleanul care îl distruge complet, de asta ar trebui să faceți o adresă la cei care care asfalt. La cei face o ascultați cum vă zic eu că e bine. Faceți o adresă. Pentru că la Dofteala dacă intri plătești, la Dărmănești dacă intri plătești, dacă intri încolo plătești. Drum județean. Da, asta e drum județean. E drum județean, dar noi îi acoperim. Păi vedeți că asta să zic drumul ăsta, drumul județean, drumurile județene prin serviciile care le are, ar trebui să, când vede un drum să distrugă, să vină cu cântarul, să vină ei, atribuția lor. Atunci îți faceți o adresă către drumul, către drumul de la județ. Faceți o adresă și explicați, domnule, în primul rând ar fi trebuit să stabilească tonajul prin indicatoare rutiere. Dar oricum, cred că undeva în documentația tehnică trebuie să scrie și tonajul care poate circula pe acest drum. Nu știu, mă dau 10 toni până în 20, eu așa am face mie impresie. Păi doamna de 40 de toni, noi n-avem cum, domn președinte, să ne opunem la instituția lui Ilie. Trebuie să pun 20 de toni pe mașină. Mașina cât are, 40 de toni capacitatea totală. Există o posibilitate, domnul Cosescu, scuzați-mă că intervin. Există o posibilitate. Domnule, se impozitează suplimentar. Asta e soluția. Eu am înțeles ce vrei să spune, dar nu-i lucrul ăsta nu-i. Să impozitează vehicule de la anumit tonaj să impozitează suplimentar. Știu. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți. În momentul când facem așa ceva și o dată trebuie să așa plecă la urmă. Nu e adevărat. Vă spun eu. Asta putem să o facem dacă mai pe drumurile noastre. Dar și comunal, de exemplu, pe drumul Caracolul poți să faci. Dar sigur că da, dar nu pe drumul județean. Nu putem face. Dar în primul rând îți iau un om. Îți trebuie la cântare, trebuie mult. E cheltuială. Nu, este bine. Da, să ia din deocamdată problema este cu noi să ne acoperim cu drumul. Nu mai la asta e adresă către ei și așa. Ideea este oricum că trebuie să treacă pe undeva să aducă materialul. Păi sigur că așa. Ei, dar nu. Nu înțelegeți greșit ce am zis eu. Păi pune 40 toni de asfalt pe ea și cu ce mai multe eu m-am întâlnit cu ei. Da, dar v-am spus, asta e o... Da, vă mulțumesc, domnul consilier. Domnul consilier Burnichi, dacă doriți, e pe punctul diverse. Acolo la... Ia lucruți la Paul Panțăru.
Deci, rigola aia care se scurge apa omului ăsta și azi mi-o zice, băi, uite, vine apa în casă. Acolo o zis că dacă nu se rezolvă ceva, el o împunde. Trebuie făcut ceva să deviem apa pe ăsta pe lângă ciobanul Avram, cât de acolo se poate face și se duce în asta. Acolo e inutil acolo. Și are o problemă la Angelescu, la Ștefan, la ăsta Bleaje, zic cum îl poripim noi, acolo, iar s-a surpat malul ăla. Acolo avem pe Valeru, da. E handicapat, el sărac. Pe uliță de la casa parohială, pe uliță. Acolo, cu știința, noi am mai avut o discuție. Trebuie să căutăm proprietarul grădinii aia de la Vales, dacă ne permite să intrăm un metru, sau un metru e suficient dacă ne permite să intrăm în dâmbul ăla, că pur și simplu acolo sunt niște mărăcini, nu e altceva. Am ții o legătură. Da, și da, proprietar. Ea e la Galați și ăsta zic, contrețenii grădina, o vecină de acolo. Am înțeles, știu dacă știu. Așa, ia legătura, azi o legătura, care are număr de telefon. Am să vorbesc, băi, ne dai voie să o leacă mutăm. Doar v-am scris. Poate vine la grătel, nu? Poate să noi avem aici niște traverse și am zis, dacă ne permite, ca să nu blocăm intrarea aia, că oamenii vin pe acolo și se duc pe Voiculești, da, acolo, sau da, cum se da, cheamă. Da, da, așa, 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 așa. Dacă ne permite să intrăm un metru, noi am putea face acolo un dig din traverse de beton și atunci omul n-ar mai avea probleme. Da, dar deocamdată acum nu știu, că și băbuța aia, nu știu cum o cheamă, o ieșit cu chilierul ăla până... Da, deci, ai făcut, păi, făcut timpul ca ușor. Da, da, deci eu zic așa, da. Domn consilier, așa zic, că să vorbim cu toți vecinii care sunt în zonă, să facem o informare. La, deci dacă la acum apropo la Capraru, acolo ești. Știu, dar zic, acolo, dacă să-i chemăm pe toți cei care sunt vecini acolo și să le aducă la cunoștință. Și dacă se permite să facă o lucrare, că până la urmă este interesul tuturora. Să roage și vecinii. Păi de asta trebuie și în baza unei declarații, în baza unei ceva. La Anghilescu, la ăsta, o zis că dărâmă zidul ăla. Și el exagerat. Adică exagerat. L-a făcut un meseriar. L-a făcut atunci. Așa, el băietul meu are 90 de ani când e făcut. Ficiosul, nu se pune problem, eu îl dărâm. Ăsta. Dar numai să fac în parte de la vale, să nu se mai... Păi toate lucrurile astea, tot pentru o discuție cu proprietarii liberani de acolo, că altfel nu poți să intervii, nu poți interveni. Nu poți intra în proprietate. De pe spațiu public să intervii, în spațiu privat, nu poți. Numai la Capraru, acolo trebuie să-i chemăm, să-i vorbim cu toți și dacă permite să se facă o mică lucrare acolo. Mai doriți să mai prezentați ceva? Nu, dacă s-a luat ce balastru, să punem... Pe Hordea, știu. Pe Hordea, mai sunt, da. Adică să fim contactați, că eu, oricum, în zonă și mai asta, mai trebuie, ba pe colo, ba pe colo. Da. 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 Vă mulțumesc, doamna consilier. Cea mai mare problemă. Doamna consilier, Sana, aveți cuvântul pe punctul de vedere. Acolo tot cum o luăm spre Hordea la... zis prău Poieni. Da. Dacă se poate, mai este aproape un metru. Cât s-a suprat până la asfalt. S-a suprat și acolo, da, acolo e o problemă tehnică, s-au deplasat la fața locului, urmează să ia, nu știu, să propună niște măsuri, să vedem, nu știu. A venit și de inspectoratul de stat, a venit și dirigintele, a venit și proiectantul, a venit și constructorul. Așteptăm să vedem ce soluții o să ia. Da. Mai doriți să mai? Vă mulțumesc. Domnul consilier Rane, aveți cuvântul pe punctul diverse? Problemele sunt două subiecte. Una, școala. În pericol public. Da. Școala deja nu m-a interesat. Deci, în pericol public. Deloc, ca să nu. Deja ne-am interesat. Am identificat un expert în construcții care cred eu că o să vină să vadă. Dar sigur, o să ne dea că cum arată ea, nu se mai poate face nimic din ea. Și după aia facem hotărâri de Consiliul Local, o casăm și o dărâm nou. Dar așteptăm să vină pe ei. Și al doilea, drumul de acum. Și zăpăcim. Da, drumul ăla... Trebuie rezolvat. Dar n-ai tu l-am găsit eu, soluția am găsit. Nu, dar cum era azi nu am făcut nimic, asta o să alegeam la oasă. Trebuie rezolvat. Punem acolo și de apoi stați. Mai doriți alte probleme? Mulțumesc. Domnul consilier Petcu, aveți cuvântul punctul diverse. La albele în sac trebuie ceva surd. Așa, să mențină câtuși decât din scurt. Adică să nu se apuce să facă găurile mari în drum. Surd. Așa și... La izlazul de la de jos de acolo, la Mograpărul, a fost luat? Da, a fost luat. Păi,
Poate are, poate are în vedere fântâna aia. Păi de acolo trec toate căruțele. Eu n-am căruț, sau din, din Albeli trec pe acolo, mai vin din Bâsănești, mai vin din Vrătești și acolo fiecare vrea să-l dea la apă. Fântâna aia nu s-a făcut niciodată, deci numai sulu cu manilie, roata și cu... Da. Păi un loc s-o cam furat prin 2006, am făcut sezar la poliție, unii au bănuit într-un loc nu a fost și acum să încercăm în altă parte, tot la niște ciobani, prin zonă, prin apropiere de, de Bățănești, cu izlazului, cam acolo a fost dus, a fost ajutat de cineva, l-a urcat, a venit noaptea cu căruța, l-a pus pe doi par, l-a împins, sau două persoane, cred că. Ăla care a venit, bănuiesc că are și rude de acolo în capul statului, că-l cam știu eu, dar numai îl bănui. Ăla, dar și-a uitat, și-a uitat și geaca, acolo și-a o găsit o altă doar de dimineața. Dacă l-a luat în ceapă? În 2006. Dar nu contează, dar, dar îl cunoaște, îl cunoaștem toți din sat. Deci, da, mai era. Mai doriți, domnule? Da, eu vă mulțumesc. Doamna consilier Găhan, dacă doriți pe punctul diverse, vreo opinie, vreo propunere? Mai sunt copa fructe de chiar acolo la țin, că ar trebui amuntați, am încercat să-i amânt, e rupt și când cade, dacă trece o mașină, poate să... Și mai e și la șanț acolo. Nu știu, copiii de la școală arunc toate mizerile, nu știu, educații, ceva a făcut profesorii, mănâncă pungile toate aruncate pe drum. A, da. Da. Dar o să mai punem și un coș, dar am dat să vă spun că l-am prezentat și copaci. Eu am încercat să aflu multe de vânt și dacă cade... Și atunci în toate stațiile, toate zonele astea vulnerabile vor fi camere și atunci mai putem aplica așa mers. Bine, asta cred că urmează să se pună. Dar cred că în luna viitoare probăm și mai doriți, doamna Dumnezeu? Mulțumesc. Domnul consilier... Felix. Da, doar tot de Felix. Să faci mereu nu e nicio problemă. Doar câteva completări în legătură, așa cum s-a spus, cu, cu drumul care trebuie menținut ca să nu scăpăm de mână, că după aia ne vine mai greu. Dacă nu mai puteți trimite în cozie excavatorul ăsta, terminăm cu șanțul ăla, că s-a făcut numai așa pe porțiune acolo, știți, la albele, să-l terminăm odată dintr-un capăt în altul ca să... Așa. Sper să ajungă neoane număr destul de ok la albele. Am înțeles că s-a suplimentat numărul și... Deci și vedeți acolo și acum sunt pentru Albele și pentru Vedești. Așa. Și încă o problemă în legătură cu izlazul de sus. M-au venit câteva persoane la mine și ar dori să fie delimitat, adică să nu să fie amestecat, să pășuneze și oile și vaci, dar aș vrea, o zic că doresc să delimiteți. Mă, de aici până aici pentru vaci, de acolo, de acolo pentru oi, am încă o problemă. Și atât ok ca să... Din punctul meu de vedere, domnule Naică, zic că administratul izlazului trebuie să stabilească. El ar trebui să. Eu trebuie să stabilească. Da, administratul trebuie să pune izlazului. De acum, băi, de la Consiliul Local nu mai prea putem. Este concesionat. Nu putem să intervenim. Deci, de regulă, cam administratul stabilește. Chiamă cetățenii care au apoi și care au vaci și spune, bă, hotărâți-vă, în funcție și din număr. Numărul, da. Poți cu trei vaci să iei mai mult decât are 200 de oi. Nu, nu, deci nu se poate paște selective, ei trebuie să ia graduat. Da, vă mulțumesc, domnul consilier. Domnul consilier Vârlan, dacă doriți, pe puncturi diverse, vreo opinie, propunere? Trebuie să mulțumim că s-a pus lămpile pe Bârsănești, pe Caraclou, urmează la Albile de Lume, pe urmă Brăteștiu. Într-un și mai lumea civilizată. Da. Sunt foarte bune. Deci mi-a trebuit, adică sunt foarte bune și o să mai, după ce se montează toată lumea, ce o să rămâne luna, să facem domnul de ce a mai rămas, câte mai rămâne, 100, 200 de lămpi, să mai facem cu efort, să punem chiar toate ulițele. Cred că... Adică comuna să, într-adevăr, să arate ca o perlă. Comuna așa europeană, e europeană, așa trebuie să fie. Da, poftiți dacă mai doriți. Gardul la, în centru acolo. Că-l faci, da. La școală. Gardul, podul. Dar pentru pod sunt scânduri de azi. Pentru pod sunt scânduri ca să facem, montăm podul ăla acolo. Oricând.
Veniți la deal, vedem cum organizăm, ori aducem tuburi cu acta de ritm. Dar nu, nu, nu vrea, dacă am vrut să păstică bunite, are două tuburi acolo, dar s-a dus de el și am spus dau. Podul ăla și stabiliți, domn primar, trebuie să stabiliți comunul acord. Punem podul, punem ședulabii 6 groși, punem ulei astfel. Asta e datorie oamenilor, că așa s-o proprietatea privată e cea mai protejată, este protejată înaintea proprietății publice, așa că discutați cu proprietarul. Dar nu vrea, am zis și eu, nu. Atunci să ne apucăm, să vedem cum facem, să-l ducem pe pod la poziție, că băia să vă răspii, nu? Automat o să tăbărească, că nu mai au pe unde trece. Păi, deci odată ce scoatem tubul de acolo, am pus scheletul metalic, nu o să mai treacă. E un pod acolo, nu-i tubul. Sau pod, ce? E un pod, medite, el trebuie să luat acolo. Dar să vedea, unii luăm, cine dă clinți de alea să punem acolo pe el? Păi, așa s-a stabilit pârgul, băiatul ăla, pârgul, băi, crizele și cu Aurel, hai, mergi în pod, îi dau și eu din păduri la mine un serjant să-l taie, că doar nu a fi pod. Marcat sau nemarcat? Nemarcat. Ne gândim, domnule. Deci, cum o să urmezi? Dar nu dai noi, îl dai pe fizic, general, nu o să-i mai. Domnul consilier, poftiți? M-am mai uitat la Nicolae Lază, tubul ăla. Da. Un metru jumate ar mai trebui și s-au rugat oamenii și ei se gândea să moticura. Ce faci noi cu ăla? Să mutem mai încolo. Da. Care el? Care e vorba? Nicolae Lază. Nicolae Lază, de la Cristina Poștărița. Zis Găleanu de sus, așa se mai denumește la noi. Fica Găleanu de sus. Acolo, trebuie să-l scoatem pământul din el. Da, e plin. Da, da. Și un metru jumate. Ca să intre cu căruța în ograd. Da. Și stai cum se mai simte. O să le discutăm mai târziu, domnul Georgescu. Dar numai o secundă, în legătură cu păinturile de asfaltare care au plecat, așteptăm. N-a venit nimic până. Stand by. Dacă mai sunt alți consilieri care doresc să mai ia cuvântul, că doresc să dau cuvântul pe încheiere doamnei secretar și domnului primar doresc pe încheiere, dacă mai doriți altcineva, că mai avem și o persoană care s-a prezentat și are o problemă, numai puțin, așteptați un pic ca să terminăm ordinea și după aceea trecem la dumneavoastră. Dacă mai este cineva de vreo propunere, vreo dezbatere pe diverse, nu mai este. Doamna secretar, dacă doriți, în încheiere, un punct, nu. Domnul primar, dacă doriți și dumneavoastră pe diverse, ce a fost opinie? Da, problema cu iluminatul, cu... O să facem începem și cadastru la drumuri. Da. Vă mulțumesc, domn primar. Acum vă rog să rămână toți consilieri. Avem o problemă, adică domnul... Stanciu Radu s-a prezentat în consilioare o problemă de ridicat și vă rog să prezentați-vă problema, domnul Stanciu. Domnule președinte, domnule primar, domnul jurist al Comunii Vârstălești și domnule consilier. Este pentru prima dată când asist la o ședință completă a consilierilor Comunii Vârstălești și am rămas surprins prin faptul că ridicați problemele la fiecare consilier a ridicat problemele. Ceea ce îmi doar. Dar n-am auzit la niciunul problemele să ridice referitor la om, la sănătatea omului. N-am auzit la niciunul probleme de câinii comunitari care, dacă mergeți seara prin Comuna Bârsănești și cred că și prin celelalte sate, e o problemă foarte dificilă și este un pericol pentru copii, pentru persoane în vârstă, chiar și pentru dumneavoastră. Cei care aveți mașini și cei care nu aveți mașini. N-am auzit ridicând problema câinilor comunitari, nu am auzit problema ridicând a cetățenilor Comunii Bârsănești care nu primesc facturi, nu primesc plicuri referitor la Poșta Română care are spațiu închiriat de către Comuna Bârsănești și primește, plătește lunar o chirie care, deși am depus o cerere către primar, dar nu am primit un răspuns exact decât numai niște articole care trebuie să merg să licitesc în calculator sau la primăria Comunii Bârsănești, nu am primit concret prin faptul că cât plătește, de exemplu, doctorul familial, doctorul Comunii Bârsănești. După informație știu că plătește 10 lei pe lună. Nu știu dacă este corect. De aceea am depus către dumneavoastră, consilierii, care se ocupă cu problemele juridice, fără a fi judecat că am o problemă personală cu doctorița și a gândi-o într-un mod legal și corect și onest, dacă este corect ca să se plătească 10 lei pe lună
chiria unui spațiu. V-aș întreba pe dumneavoastră, ați fost la WC-ul care aparține de către dispensarul medical, despre construcția care aparține dumneavoastră, să vedeți că este închis de către doctorița Comunei Vârsănești? V-aș întreba iarăși din nou pe dumneavoastră. Este a doua oară care participă la ședința de consilier. Există dintre dumneavoastră sau n-am auzit la problemele diverse, la niciun consilier care se ridice problema că avem nevoie de un medic în Comuna Vârsănești, care s-a ridicat la altele ședințe, la cele două care am participat eu nu. Dar nu cred că este suficient de a ridica problema și de a nu rezolva problemele. Părerea mea asta este. V-aș întreba pe dumneavoastră, legal și cinstit și omenește, este posibil ca un medic de familie să aibă 3.000 și ceva de locuitori sub ordine? Poate să facă față 3.000 de oameni? Este corect ca din Comuna Albele. Cine este din Albele, consilier? Care, dumneavoastră, domnul fost viceprimar și domnul consilier Petru. Dar dumneavoastră știți că doctorița a fost în satul dumneavoastră cu un calculator care nu era cumpărat la internet pentru a elibera rețetii persoanelor vârstnice în satul dumneavoastră și a fost nevoit să vină în Comuna Vârsănești? Domnul Stanciu, o să vă întreb, spuneți cu rest, tot dumneavoastră ridicați o serie de probleme personale. Care le-ați constatat? Nu personale, n-am înțeles ce vreau. Nu mai interveniți. Deci, am înțeles, vreau să sesizați o serie de probleme la nivelul comunei. Problema este în felul următor. Cabinetul medical individual, poșta română, cabinetul veterinar, sunt instituții private care deci, care în virtutea legii, Consiliul Local nu are autoritate de control asupra lor. Consiliul Local nu are, nici primăria. Sunt entități private. Nu sunt entități publice. Doar atâta poate răspunde, adică primarul participă la numirea șefilor pentru instituțiile publice, nu private. În ceea ce privește protocoalele încheiate privind închirierea spațiilor, există dosare la nivelul primăriei. Înainte de ședință am discutat cu domnul primar, vi se va pune la dispoziție documentația aferentă, vi se va înainta tot dosarul, veți lua la cunoștință. Dacă dumneavoastră, în acceptarea noastră, considerați că sunt chestiuni ilegale, stabilite în cazul protocoalelor, al contractului de închiriere, cesionare, etc., vă adresați instituțiilor competente ale statului. Mă înțelegeți? Deci, problema este în felul următor. Ați mai sesizat această situație și la ședința trecută. Nu mai putem trece la aceeași problemă să o lungim în continuu. Vă rog să ne înțelegeți, da? Așa că vă rog frumos, dacă puteți să conchideți asupra opiniilor dumneavoastră, să sintetizați, ca să finalizăm ședința, că a trecut spațiu de timp pentru ședința de Consiliu. Dacă doriți să sintetizați, vă mai dau cuvântul ca să conchideți pe idee. Doresc să citesc acele contracte de la cele instituții care au un contract identic cu... Am înțeles asta. Ne-ați prezentat. Iar legal aș vrea să știu de către juristul comunii, prin scris sau verbal, dacă se poate face ceva pentru modificarea acestor contracte, inclusiv consilierii care reprezintă problemele juridice, aș vrea la următoarea ședință să vă aducă la cunoștință și să vă spună exact dacă acele contracte pot fi modificate sau trebuie să meargă în instanță pentru a modifica. Eu reprezint, sunt președintele comisiei exact, din Consiliu. Da. Și v-aș putea să vă răspund chiar acum. Dar vă fac și în scris, dacă doriți, că am răstorit. Nu trebuie să... pe mine mă interesează legal dacă se poate... Permiteți, vă pot da un răspuns. Da. Deci, după ce se va fi înregistrată cererea a dumneavoastră care ați depus-o astăzi, îmi va fi dată și mie o copie și o să facem o cercetare. Dar, din punct de vedere juridic, orice contract de închiriere, concesionare, poate fi modificat prin act adițional, permiteți-mi, vă rog, deci prin act adițional, cu acordul ambelor părți. Exact. Nu se poate unilateral modifica un contract. Nu se poate. Legea nu permite. Pentru acest lucru, va trebui să
să ne documentăm, să vedem dacă se poate la propunerea dumneavoastră, dar înainte numai puțin. Deci înainte de a merge de a solicita această modificare de contract, întâi trebuie să o supunem la vot în cadrul Consiliului Local. După aceea putem păși la pasul următor, până atunci putem. De acord, dumneavoastră, domnule președinte, vreau cu adevărat să ia măsuri. Bineînțeles. Bineînțeles. Care vă promit că o să vin și la... Dar ședințele sunt publice, pot participa toți cetățenii, se afișează pe site-ul. Cu totuși că poate o să fac o concurență neloială, se cheamă exclusiv Bârsănești, așa se cheamă site-ul, puteți urmări pe acest site toate ședințele Consiliului Local, deci aveți toată deschiderea din partea Consiliului Local, mă gândesc și din partea conducerii primăriei. Eu vă mulțumesc pentru... Da, eu vă mulțumesc, domnul Stanciu, dorim să încheiem... Și vă rog frumos și din sfârșit, măsurile legale referitor ca să... Absolut. Vă vom răspunde în termenii prevăzuți de lege. Ceea ce cât se întinde dreptul nostru de consilier să aplicăm legea. Atât vă putem răspunde. Da? Vă mulțumesc. Cu plăcere, domnul Osani. Având în vedere că toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate, declar ședința închisă. Vă mulțumesc, domnul consilier.